Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal Știi Poezia. Am început episodul, dă cu like-ul, dă cu comentariu, dă cu orice. Hai să facem să fie bine. Avem un episod destul de greu astăzi. Avem premiile de la World Cup Player Swap Collection, prin incredibile pachetele level 10. Și avem premiile de la Division Rivals, care din câte am înțeles un pic s-au modificat. Și, bineînțeles, primul Team of the Week de pe acest an, Team of the Week 10. Așa că hai să-i dăm cu bătaia ca să nu dureze extrem de mult episodul ăsta. Avem și o nouă promoție, FIFA Centurion. Minunat, nici nu mai are rost să vorbim cum trecem dintr-o promoție în alta, carduri mai speciale decât alte carduri speciale, mai sincer, înainte să mergem să deschidem pachetele astea de la FIFA World Cup, vreau să văd o chestie, vreau să văd dacă au dispărut jucătorii, bineînțeles că încă nu au dispărut. De ce încă sunt aici? De ce încă sunt aici și îmi provoacă... oribil. Hai să mergem să luăm pachetele. FIFA World Cup event has ended and your rewards are ready to be claimed. Hai să vedem ce primim, ce rewards-uri primim. Am făcut level 10, 900 și ceva de jucători, 12.000 de coins, sunt Prime Gold Player Pack, 7, 80, 84 și 2 player picuri. Cred că mai e ceva în spate, trebuie să mai fie și un 85 ceva. Aici, ok, Harry Kane, 89, nice fodder, and gonna lie, și aici, Pau Torres de 86, inform din acest Team of the Week. Deja mă simt ca și cum am luat mai bine decât la Weekend League. E practic premii de Weekend League aici, fără doar și poate. Mergem în store, avem și Jumbo Rare Player Pack-ul, da, avem 80 plus, da, avem 81 plus, avem 85 plus. E fain că încă nu sunt în stare, bă, dar nu sunt în stare să facă vizual ce trebuie, să-ți arate exact ce trebuie. Aici oricum nu avem ce să prindem, nu? Aici e 80-84. De ok, Marco Asensio de 83, nu-i atât de rău. Și cel mai important, niciun duplicate, ceea ce e insane. Faptul că nu este niciun duplicate este absolut insane. Din nou, 80-84. Dacă ar fi și 1.84, ar fi Blanao. Sergio Ramos. Ok. Bă, n-a dat rău. Până acum n-a dat rău. Avem și primii doi duplicates. Osimhen, pe care îl avem tradeable, și Hoffman, pe care 81 nu contează. Încă 6 pachetele. Hai cu ăsta. Prime Gold Player Spec. Oricum, a arătat ceva acolo și aici mi se pare că ești cu totul și cu totul altceva, când aveam pachetul ăla de 80 plus. Radeki și nimic în spate. Bun, îs curios de astea, 80 plus 5 players pe că poate să pice ceva, poate să ne dea ceva. Văd că e Tadic, 84, ok. Cred că vin oricum acum, vin marchiurile, vin o grămadă de SBC-uri la care ai nevoie de cartonașe, așa că îs binevenite. Sper și aștept ca la un moment dat să se rezolve chestia asta cu duplicate, să poți să deschizi chiar dacă ai duplicate, să se gândească la un sistem, să le poți stoca undeva, să poți să faci stack. Ok, inform din pachetul ăsta, Pau Torres din nou. 86 Pau Torres, cred că dacă e să-ți dea ceva, să fie duplicate, să fie inform de acum. E ok, nu putem să ne plângem că nu ne-a dat. Ne-a dat de ne-a întors, fără doar și poate, cu Silva în spate, cu Vlahovic, bineînțeles că nu este tradeable. Hai să vedem totuși, înainte, să nu mă duc să-l arunc așa, hai să vedem dacă pot să-l bag în ceva, că nu mai am restore-uri foarte multe, mai am un restore sau ceva de genul. Hai să vedem dacă a făcut ceva. Avem pe Belegarde, pe Kenny. Asta nu-s de făcuță ăștia. Ok, putem să băgăm un 84 plusul ăsta.
De ce mai avem Winter Wildcards Daily Login? A apărut acest Gerard, dar nu o să fac asemenea Gerard. Dar nu arată extrem de bine, 3. E ok. Draft Token, ok. De Paul, Ozil, Cross, Stoichkov. Ok, nici nu știu. Asta e Tonali cu tokens. Avem aici și un SBC pentru Pele. 82 rating să-l ai pe Pele timp de 5 meciuri. Bă, very nice din partea ei sports. Și sincer, în ce să-l bag pe de Paul ăsta? În ce SBC să-l bag? Se merită oare să... Da, nu, că e Toni Kroos. Nu o să-l joc pe Toni Kroos. N-arată rău. Da, o să-l joc la fel și cu Rodrigo de Paul, adică îl bag în ăsta, 94 plus și așa ne cere un Team of the Week, aia e, îl bag pe de Paul, Team of the Week, măcar știu o treabă. Mai intră aici și Vlahovic și hai că facem pachetul ăsta. Și, na, pentru că e 86, am băgat foarte mult de 81, e ok, măcar nu l-am pierdut, sincer, măcar nu l-am pierdut. Mergem mai departe cu pachetele, lăsăm asta de 84 la final să nu încurcăm promoțiile și avem 81, de fapt nu mai contează, asta e din daily login, ok, un Inform Roberts de 83, random, ok, thank you, și din nou Zapata de 83, minunat, până avem 3 informi, ce s-a întâmplat, dăm cu 81 plus 11 jucători. Hai cu walkout, nu-i walkout, bă, e Bellingham, ok, dacă pica vreun card special de al lui Bellingham, eram. Și încă un inform, al patrulea inform pe episodul ăsta cu Carvajal, Bellingham ăsta mai costă ceva? Nu. Și bineînțeles, Kramari, 4 informi, ok, nu mă pot plânge, nu e ca și cum. Hai să mergem cu ăștia 24 plus, să luăm așa gradual, ia, Modric, îl mai am. L-am pe Modric. Este duplicate și Modric și Kovacic plus Lukaku. În Kovacic e ok, intră frumos aici la ăsta de draft token. E un 84 care mă scutește mult așa în jur. Dar cu Modric nu știu ce să fac cu Modric, chiar nu știu absolut deloc. Să-l fac până la urmă pe Kroos ăla, dar e un pic... N-arată rău deloc Modricul ăsta, dar e aici, e 87-le ăsta care mi se pare foarte scump de făcut. Bă, dacă tot mă duc și-l fac pe Modric și măcar știu o chestie că chiar o intrat într-un jucător bun. Și aia e. Mai vin niște foldere acum pe drum și cu siguranță o să mă ajute. N-am. Decât să-l pierd pe Modric, nu mai am recover, mai am un recover, chiar n-aș da ultimul recover pe Modric de 88. Niciodată nu știi când, da, chiar o să vină un card care trebuie recoveruit. Hai să mergem pe rare, Recruit Player Spec, 12 cu 12. Nu se mai aprind luminile stânga-dreapta, era și culme. Și Jumbo Rare Player Spec, 24 cu 24, nimic special, sper că... O, oh, da, Brozovic, era culmea, cum să vină din nou Modric sau ceva. Și 6 duplicates în spate, din nou Kovacic, David Silva, super. Și am mai făcut încă un SBC de la Cross, primul, cel cu 83. Am zis că e destul de, până la urmă e destul de ușor, se adună și se tot adună, se adună jucători și n-am terminat cu prima tură de pachete, n-am luat încă rewards-urile de la Rivals, te filmez de 20 de minute, din nou ce e aici, trap de 86 dintr-un gold pack, trap de 86 dintr-un gold pack, sincer, insane. 11.500 și pe ăsta nu-l băgăm la SBC, îl punem la vânzare și în rest aici... nimic. Și ultimul pachetel din prima jumătate, 85 plus, 3 jucători de 85 plus, Inform Ledesma de 86 și el. Bă,
Al cincelea inform. Al cincelea inform, al nu știu câtelea walkout. Și Kroos și Lukaku în spate. Bă, n-am ce să comentez. Se face Kroos așa, văzând cu ochii. Și cum am zis, s-a dus, s-a făcut și Toni Kroosul acesta special. L-am dat și pe Ledesma, am dat și Kroosul normal. Arată foarte bine cardul. Arată extrem de bine cardul. Și s-ar putea chiar să fie jucabil as hell. Gândindu-mă să intre în locul lui Valverde, poate. Bun, mergem mai departe. Aia odată să terminăm cu pachetele, că nu mai terminăm în veci pururi, amin. Mai avem un mix player pack aici. Nimic. Wow, mi-a dat bronzul. Mi-a arătat bronzul. Ca să vă dați seama, mi-a arătat bronzul. A zis că ăsta e cel mai tare din pachet. Excelent. Și Prime Mix Player Pack. Ok, este Keylor Navas, am înțeles bine, încă un 88. Eu nu cred că am mai avut un episod cu atât de multe walkout-uri vreodată. 23.000 și acest băiat. Ok, not bad, not bad de tot. Bă, ce episod a fost, ești nesimțit. Și încă nu suntem la jumate. Hai să mergem să luăm premiile. Avem așa, Jumbo Premium Gold Players Pack, Rare Gold Pack sau Jumbo Premium Gold Pack. Avem două din fiecare sau untradeable și cu bani. O să merg pe tradeable, că am deschis la pachete, îs full de pachete. Division 5 rank 1 au fost aceste pachete. Nu mă pot plânge, nu arată pachet, nu sunt pachete rele, absolut deloc nu sunt pachete rele. Suntem calificați, trebuie să ne dăm cu redeem și hai să mergem mai departe. Simplu. Jumbo Premium Gold Pack. Ok, fără board, fără nimic pentru prima dată. Jumbo Premium Gold Players Pack, numai jucători aici. Ok, stânga-dreapta. Rhys James de 84 și un rar gold pack, așa, pe final. Din nou stânga-dreapta, luminițe. Ce asta? Araujo. Bine, e ok. N-am mai vrut să iau untradeable, că iar mă, nici nu mai aveam ce Dumnezeu să fac cu alt jucător, așa că suntem bine, suntem foarte, foarte ok. Vine Centurion, avem de făcut în continuare un pic la obiective, trebuie neapărat să mă pun să joc niște draft, trebuie să mă pun să câștig la home ground 11, să-l primesc pe Chader. În rest, unde sunt restul de token? Mai avem nevoie de 3 token sau ceva de genul. So, we good. Trebuie să ne punem să îi căutăm. Ah, uite aici, trebuie să-l facem pe silver-ul ăsta să mai prindem un token în 6 zile. Și ăsta de la Silver Lounge. Super, super. Asta a fost cu episodul ăsta, cam lung. Nu l-aveam în cap să-l fac atât. Am filmat jumătate de oră pentru el. Am avut 6 informuri, peste 15 walkout-uri, insane, absolut insane. S-a meritat premiile alea de la World Cup, s-a meritat să-l facem pe Kroos. Good, content, băieții mei, content. Dați un follow și pe TikTok să putem să ne punem să facem live pe TikTok și nu uitați, like-ul, comentariu, alea. Fiți alături de mine, că de voi am nevoie, nu de altceva. Până la data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat!